Bună ziua, dragilor! Eu sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom discuta despre cum vă puteți organiza resursele educaționale deschise pe site-ul școlii. Dacă nu aveți deja un site al școlii, puteți învăța cum să realizați un site folosind tutorialele de utilizare aplicației site-uri Google sau Google Site realizate de experții din proiectul CRED. Pe acestea le puteți găsi accesând YouTube-ul, și scriind în bara de căutare edu, cred Gimnaziu Google Sites și veți observa că vă vor apărea mai multe rezultate. Unde găsiți aplicația Google Sites? Ei bine, accesând contul dumneavoastră și avem cele 9 punctulețe dispuse în pătrat la contul meu aplicații Google în Google Workspace și puteți găsi site-uri sau dacă aveți varianta limba engleză, Google Sites. Puteți accesa aceste tutoriale și scanând aceste coduri pe care le-am expus pe acest diapozitiv. Ei bine, eu am realizat un site de probă, un site demonstrativ al școlii, unde am adăugat secțiunea Resurse Educaționale deschise. Vedeți, aceasta este pagina pe care am realizat-o eu. Este o pagină de probă. Am în partea de sus meniul unde am pus secțiunea Resurse Educaționale Deschise. Aici am două submeniuri: ciclul gimnazial și ciclul primar. La ciclul primar am introdus fiecare clasă, și în cadrul fiecarei clase am Resurse Educaționale Deschise. Ei bine, același lucru se întâmplă și pentru ciclul gimnazial. Iată, aceasta este pagina Resurse Educaționale Deschise. Dacă merg la ciclul gimnazial, spre exemplu, clasa A5 a 5-a. Am adăugat eu de probă patru discipline, limba și literatura română, matematică, geografie și istorie. Dacă accesez secțiunea de geografie, aici am deja două resurse educaționale deschise. Iată cum arată această secțiune și după cum vedeți, am pus în stânga un material video de pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu, primul dintre conținuturile pentru clasa a 5 la disciplina geografie, conform programei școlare, Universul și Sistemul Solar, urmat în ordine cronologică de teraul Planeta al Sistemului Solar și apoi tot așa putem adăuga materiale. Același lucru am făcut și pentru clasa a 6 la geografie, la fel am pus primele două lecții, primele două conținuturi conform programei școlare. La fel puteți proceda pentru fiecare disciplină în parte. Puteți adăuga discipline noi la fiecare ciclu, puteți adăuga clase aici eu, fiind la gimnazia am adăugat până la clasa 8, dar dacă aveți în gestiune pagina unui liceu, adăugați paginile de la clasa a 9, sub paginile de la clasa a 9 până la 12, -a, unde puteți încărca resurse educaționale deschise. Nu uitați, dacă încă nu aveți un site al școlii, tutorialele din cadrul proiectului CRED vă pot fi de folos. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc sănătate și succes!